În jur de 2 milioane de oameni, atâți au fugit din Ucraina de la începutul războiului până acum. Mai multe de jumătate dintre aceștia s-au dus în Polonia, însă numărul de refugiați va continua să crească din cauza înaintării armatei ruse și din cauza faptului că se anticipează o scădere a temperaturilor până la minus 20 de grade Celsius. Pe frig, ninsoare și pe câteva rampe șubrede improvizate din materiale rămase de la podurile distruse. Așa încearcă locuitorii localităților de la nord de Kiev să scape de o ofensivă rusă care pare tot mai aproape. Și se anunță o perioadă chiar și mai grea, întrucât așteptările sunt ca temperaturile să scadă până la minus 20 de grade Celsius. Asta în condițiile în care multe localități nu mai au utilități, iar multe case au fost parțial sau total distruse. Where are you going now? To Kiev railway station. And where are you going after that? After I my family go to east, I go to war. You're going to war? Yes. It's my land. În orașul Iov, principalul punct de trecere a refugiaților, gara este aproape tot timpul plină cu oameni care încearcă să obțină câte un bilet gratuit de tren. Și zilnic se formează cozi care uneori sunt și de câțiva kilometri. Ulterior, refugiații se duc în Polonia. Pentru a face față numărului tot mai mare de oameni, autoritățile ucrainene trimit către Lviv trenuri pline cu provizii, multe dintre ele provenite din alte zone ale Ucrainei, care duc la rândul lor lipsă de resurse. Însă și drumurile care duc spre Polonia sunt în continuare pline de mașini. Peste 1,3 milioane de refugiați au intrat în Polonia până acum. Doar marți au trecut granița aproximativ 125.000 de oameni, iar în primele ore ale zilei de miercuri au intrat încă 33.000. Unii refugiați se duc în alte țări din vestul Europei, alții rămân la rudele care locuiau deja în Polonia, în timp ce alții sunt găzduiți de polonezi sau stau în centre improvizate pentru refugiați. Până acum, peste 2 milioane de ucraineni au fugit din țară în cele 2 săptămâni de război. Aproape 150.000 s-au dus în Slovacia, 200.000 în Ungaria, aproape 100.000 în România și alți peste 80.000 în Republica Moldova. Există și un număr de aproximativ 100.000 de cetățeni ucraineni care se află în Rusia, însă o bună parte a acestora au fost evacuați forțat de autoritățile ruse încă dinainte de începerea războiului.